trebuie să fim eficienți. Bună seara! Să vă supunem prima dată la vot procesul verbal al ședinței din... Deci, ca și prezență, constatăm că din 15 consilieri sunt prezenți 13, da? Vedem dacă mai vine cineva pe parcurs sau nu. Deocamdată, ședința este statutară și poate începe cu cei 13 prezenți, da? Procesul verbal al ședinței anterioare, care știți ce ordine de zi a avut, cu modificarea bugetului de venituri și cheltuieli și punctele care erau legate de desemnarea unor comisii pentru selectarea consiliilor de administrație la cele două societăți din subordinea Consiliului Local, respectiv Util Preserv și Apa Serv Salubrizare. Cine este pentru adoptarea procesului verbal al ședinței anterioare? Am o observație. Vă rog. Întotdeauna aceste procese verbale au fost citite înainte de a fi votat. Până acum am intrat într-un cerc. Ăsta n-au fost citite, nu știm ce s-a scris în el. Asta n-ar fi o problemă în cazul ședințelor filmate. Ultima ședință n-a fost filmată. Deci, chiar dacă ne grăbim, chiar dacă să citim procesul verbal. Bun, acum eu vă spun că dumneavoastră nu știu de ce, în care comisie faceți parte, dar ieri președintele noastră de comisie a avut acest proces verbal în mapă și, mă rog, putea să-l consultați. Dar dacă asta solicitați... Așa a fost un obicei. Eu îi dau curs. Aș vrea să fac o precizare, dacă îmi permiteți. Ședințele ordinare au fost filmate toate. 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 Nu au fost filmate ședințele extraordinare. Întrucât ele se convoacă la 3 zile și fizic, dacă se poate, de acum încolo să le filmăm și pe alea extraordinare. Respectiv, toate ședințele ordinare au fost filmate. Da? Bun, dar probabil că domnul doctor se referă la faptul că la alea filmate nu erau dubii, asta ne fiind filmate, procesul verbal a trebuit citit. Asta ați vrut să spun. Am înțeles. Bine. A fost la mapă. Bun. Deci, doamna secretar Sică Marcela deschide lucrările de ședințe extraordinare a Consiliului Local al orașului Slării Moldova din data de 10-a 12-a, ia de prezența consilierului local, constatând că ședința este statutară, fiind respectată poziția prezenței majorității consilierilor. În continuare, doamna secretar Sică Marcela invită pe domnul consilier Cazacu să preia conducerea lucrării ședinței în calitate președinte de ședință, conform hotărârii din 29-11-2016. Domnul consilier Cazacu pune în discuție procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Slării Moldova din data de 29-11-2016. Nefiind discuții, se supune la vot și acesta este votat în unanimitate. În continuare, se pune în discuție ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local din 10-12-a, cu precizarea că se dorește suplimentarea proiectului ordinii de zi cu 3 proiecte de hotărâri respectiv. A. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării actului constitutiv al APA Serv Salubrizare, inițiator domnul primar. B. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării actului constitutiv al SC Util Preserv, inițiator tot domnul primar. C. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru APA Serv și Util Preserv. Se supune la vot suplimentarea proiectului de ordine de zi, care se votează în unanimitate. Domnul primar Baciu precizează că în data de 7-12 s-a primit o adresă de la ANAF prin care se comunică suplimentarea bugetului local de venituri și cheltuieli. Menționează în special pentru doamna consilieră Tudoreanu Laurenția Silvea și cadrele didactice care vor întreba faptul că ședința Consiliului Local nu putea fi convocată mai repede de sâmbătă 10-12, deoarece aceasta este procedura legală de convocare, respectiv cu minim 3 zile înainte de ședință. Nefiind alte discuții,
Domnul consilier Cazacu supune la vot proiectul ordinei de zi a ședinței extraordinare. Ordinea de zi este primul punct. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli aluat Tesla din Moldova pentru anul 2016 și cele trei puncte suplimentare care le-am citit anterior. Se trece la punctul 1 al ordinei de zi. Se dă enunț expunere de motive raportului de specialitate întocmit de domnul Musache, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli aluat pentru anul 2016. Doamna viceprimar Anton prezintă raportul de specialitate pentru rectificarea de buget. Domnul consilier Cazacu subliniază faptul că aceste sume prinse rectificarea de buget sunt venite de la Consiliul Județean pentru echilibrarea bugetului și pentru învățământ. Domnul primar Baciu precizează că își dorește să aducă mai departe planul de conștientizare a tuturor. Planul de conștientizarea tuturor întreprinzătorilor din orașul Slănic, Moldova, ca aceștia să stabilească sediul firmei, mașinile, utilajele, deci implicit salariile, pe raza orașului, explicând impactul pozitiv al acestora asupra bugetului local. Precizează în continuare faptul că în 2017, împreună cu ITM, se vor face controle exemplificându-se situații în teritoriu și va încerca să convingă întreprinzătorii să își mute sediul pe raza orașului Slănic Moldova, arătând că o societate poate avea mai multe coduri fiscale. Domnul consilier Jveț afirmă că sediul societății îl are pe raza orașului Târgu Ocna și nu poate schimba, subliniind că au fost ceva probleme în anii anteriori din partea ANAF-ului Slănic Moldova la vremea respectivă soldate cu amenințări. Domnul primar Baciu afirmă că orice ban va intra în bugetul local, va fi cheltuit cu chibzuință. Doamna viceprimar Anton menționează că s-a început procedura de organizare a concursului pentru funcția publică de consilier, control comercial și auditor intern, care se vor ocupa de verificări și constatări în teritoriu. Doamna secretar Sică intervine afirmând că aparatul propriu al UAT nu are acces la datele ANAF cu privire la societăți. ANAF comunică doar suma virată și nu precizează de la cine vin respectivele sume. Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orașului Slănic Moldova sunt favorabile, de fiind alte discuții, se supune la vot, iar proiectul de hotărâre este votat în unanimitate cu 14 voturi, pentru că doar 14 au fost prezenți. Consiliul Local al orașului Slănic Moldova, în conformitate cu prevederile articolului 45 alineatul 2 din legea 215/2001 privind administrația publică locală și republicană, cu modificările și completările ulterioare, adoptă hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al UAT Slănic Moldova pentru anul financiar 2016. Se trece la punctul 2. Se expune motivele din expunerea întocmită de domnul Baciu, se prezintă raportul întocmit de doamna consilier juridic Sică și se dă enunț proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării actului constitutiv al SCA PASER sau vizare Slănic Moldova. Domnul primar Baciu Gheorghe dă cuvântul doamnei secretar Sică pentru a face unele precizări. Doamna Sică, secretarul orașului Slănic Moldova, afirmă că în luna iunie a apărut legea 111/2016, care modifică ordonanța de urgență 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, iar normele de aplicare au apărut pe 29/9/2016. Aceste acte normative fac referire la societățile din subordinea Consiliului Local, cum sunt cele două societăți, APASER și PRESER. Potrivit acestor acte normative, conducerea acestor societăți poate fi efectuată în sistem unitar prin Consiliul de Administrație sau în sistem dual prin Consiliul de Administrație și Consiliul de Supraveghere. În cazul sistemului unitar, Consiliul de Administrație este format din 37 membri,
din afara Consiliului Local, cel puțin doi membri trebuie să aibă studii juridice sau economice, vechime și experiență la administrarea societăților comerciale. Poate fi cel mult o persoană din cadrul aparatului de specialitate sau dintr-o altă instituție publică. Consiliul de administrație este selectat de o comisie de selecție. Actele constitutive trebuie să prevadă numărul de membri, procedura de selecție, dacă selecția se face prin cooptarea unui expert independent. Se solicită modificarea actelor constitutive, deoarece cele două societăți au o administrare cu un singur administrator și, prin urmare, suntem nevoiți să modificăm actele constitutive după noile reglementări. Comisia de selecție va derula procedura de conformitate cu prevederile legale în vigoare. Domnul primar Baciu afirmă că acesta este primul din cele trei proiecte de hotărâri care vor fi supuse procedurii de dezbatere și votului consilierilor. Modificarea actului constitutiv APASERV, modificarea actului constitutiv util PRESERV, declanșarea procedurii de selecție și stabilirea comisiei de selecție. Comisia se stabilește de autoritatea tutelară a UAT Slănic Moldova prin aparatul de specialitate. Nu s-a apelat la un expert independent deoarece ar fi implicat costuri suplimentare. Domnul consilier Cazacu intervine afirmând că în componența comisiei vor fi din trei membri care nu fac parte din Consiliul Local, iar intervine afirmând că în componența comisiei vor fi trei membri, mă rog, e scris greșit aici, care nu fac parte din Consiliul Local, iar consilierii nu fac altceva decât să voteze comisia în forma propusă și procedura de selecție. Domnul consilier Mocanu este interesat de modul în care se va face propunerea în sistem unitar sau în sistem dual. Doamna Sică menționează că propunerea este în sistem unitar, adică cu cei trei membri ai Consiliului de Administrație și un director numit de către aceștia. Doamna viceprimar Anton precizează faptul că adunarea generală a acționarilor va desemna Consiliul de Administrație. Doamna Sică, secretarul orașului, menționează că, potrivit noilor proceduri, comisia va face o listă scurtă de 5 propuneri pentru fiecare membru în parte, în total 15 membri. Domnul consilier Cazacu precizează că în prezenta ședință nu se va vota comisia, ci se va vota procedura de selecție și modificarea actului constitutiv conform legislației în vigoare. Pentru componența comisiei de selectare a membrilor Consiliului de Administrație a celor două societăți sunt următoarele propuneri. Doamna viceprimar Anton, președinte, Sică Marcela, secretar, membru, Cazacu, consilier, membru, Moraru Benone, consilier local, membru, Ionel Erica Iuliana, consilier resurse umane, membru. Domnul primar Baciu afirmă că dorește să câștige timp, deoarece este un proces de durată și implică încheierea noilor contracte cu cele două noi consilii de administrație și cu noi directori a celor două societăți. Administratorii celor două societăți pot participa în calitate de candidați la concursul de selecție, deci actuali administratori, pot participa în calitate de candidați la concursul de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație, practic încetează mandatul odată cu schimbarea actului constitutiv. Domnul Cazacu intervine afirmând că în momentul în care noul Consiliu de Administrație intră în legalitate, vechi administratori își încetează activitatea. Domnul consilier Mocanu consideră că dacă vechi administratori își încetează activitatea, trebuie să le se plătească salariul pe tot anul respectiv. Doamna Sică, secretarul orașului, menționează că în conformitate cu prevederile contractului de administrare pe care l-au avut, administratorii societăților au posibilitatea să solicite punerea la dispoziție a unei funcții executive. Domnul consilier Jveț afirmă că pentru actuale administratori nu există nicio posibilitate pentru o funcție executivă. Domnul consilier Cazacu intervine arătând că toate necalitățile din cadrul societăților vor fi soluționate în cadrul adunării generale acționarilor.
Domnul consilier Cazacu solicită avizele comisiilor specialitate din cadrul Consiliului Local. Avizele comisiilor specialitate din cadrul Consiliului Local al orașului Sălii Moldova sunt favorabile. Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este votat astfel. 13 voturi exprimate pentru, un vot abține exprimat de domnul consilier Județ. Consiliul Local al orașului Sălii Moldova, în conformitate cu prevederile articolului 45 din legea 215/2001 privind administrația publică locală, adoptă hotărârea privind aprobarea modificării actului constitutiv al SCA PASEP Salubrizare Sălii Moldova. Domnul consilier Județ Iorghe arată că într-o ședință anterioară Consiliul de Administrație a Societății Apa Sărb Salubrizare a propus demiterea actualului administrator. Doamna Sică, secretarul orașului, intervine afirmând că a văzut un simplu proces verbal din partea Adunării Generale a Acționarilor și nu o hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor care să susțină propunerea menționată de domnul consilier Județ. În adunarea generală a acționarilor a fost constituită o comisie de verificare a activității societății, dar în aceeași ședință a fost propusă și demiterea administratorului, fără a aștepta rezultatul comisiei de verificare. Procesul verbal încheiat este lipsit de semnături. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi, se dă citire expunere de motive întocmite de domnul primar, raportul de specialitate întocmit de doamna consilier Sică, și proiectul de hotărâre privind retragerea APA SERB Salubrizare din structura de asociere a SC Util Preserv SRL Sălii Moldova. Domnul primar Baciu afirmă că va fi pornită acțiunea de selectare pentru Consiliul de Administrație la cele două societăți, în condițiile în care, în data de 28.11.2016, s-a primit o adresă de la Ministerul Finanțelor Publice, prin care se comunică faptul că potrivit noilor documentări la societățile cu capital public, unde nu a fost pornită acțiunea de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, este necesară declanșarea procedurii de selecție prin grija autorității tutelare în termen de 50 de zile de la intrarea în vigoare a normelor metodologice, termenul fiind deja depășit. La sfârșitul lunii ianuarie 2017 ar trebui finalizate procedurile de selecție pentru noi structuri de administrare a societăților din subordinea Consiliului Local. Se solicită avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local. Acestea sunt favorabile. Nefiind alte discuții, se supune la vot. Proiectul de hotărâre este votat în unanimitate cu 14 voturi exprimate pentru. Așadar, Consiliul Local, în conformitate cu prevederile aceleași legi, adoptă hotărârea privind retragerea SCA PASEV Salubrizare din structura de asociere a SC Util Preserv SRL. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi, se citește expunerea de motive a domnului primar, raportul întocmit de doamna consilier Sică, proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru SCA PASEV Salubrizare SRL și SC Util Preserv SRL Sălii Moldova. Se menționează faptul că pentru constituirea Comisiei de Selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru SCA PASEV și Util Preserv sunt formulate următoarele propuneri. Președinte, doamna viceprimar, membrii, consilier Cazacu, consilier Moraru Benone, secretarul oraș Sică Macela, consilier Resurse Umane Ionel Erica Iuliana. Consilierii locali sunt de acord cu persoanele propuse în componența Comisiei de Selecție anterior menționată. Nefiind alte discuții, se solicită avizul Comisiilor de Specialitate. Acestea sunt favorabile și se supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este votat în unanimitate cu 14 voturi exprimate pentru. Consiliul Local al orașului Sălii Moldova, în conformitate cu prevederile articolului 45 din legea 215/2001, adoptă hotărârea privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru APA SERB și Util Preserv. Nefiind alte discuții, se declară închise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului din data de 10.12.2016. Acum ați și auzit, vă rugăm, îl supunem la vot, cine este pentru.
Dacă se abține cineva. Dacă este cineva împotrivă. Mulțumesc în unanimitate de voturi, procesul verbal al ședinței extraordinare din 10-12-2016 a fost adoptat. Trecem la ordinea de zi a ședinței de astăzi, care are 7 puncte plus diverse. La punctul 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale cu aplicare de la 1 ianuarie 2017. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli a unității UAT Slănic Moldova, aprobat prin hotărâri de Consiliu anterioare. La punctul 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea programului anual de achiziții publice la UAT Slănic Moldova. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contări navetei cadrelor didactice care nu dispun de locuință în Slănic Moldova și își desfășoară activitatea în cadrul unităților școlare de pe raza orașului. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării UAT Oraș Slănic Moldova prin SPAS Slănic Moldova cu reprezentanța UNICEF România în vederea implementării proiectului O viață fără violență. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind mandatarea domnului primar Baciu, reprezentant al Consiliului Local în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Să voteze modificarea și completarea Comisiei de Evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale în județul Bacău. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor rezultate în urma departajării conform criteriilor cadru a solicitanților de locuință pentru tineri destinate închirierii locuințelor construite prin ANR. Punctul 9. Diverse. Cine este, supun la vot această ordine de zi, cine este pentru? Mulțumesc. Dacă se abține cineva, dacă este cineva împotrivă. Se menționează că domnul consilier Cotescu, dar este împotriva acestei ordine de zi. Vă rugăm să... Nu mă refer la ordinea de zi. Cred că ar trebui, ca să nu pierdem timp, să fim un pic mai operativi. Pentru că noi am avut la mapă aceste materiale, ne-am uitat pe ele. Probabil că domnul doctor, știu eu, a vrut să vadă dacă în complet... Deci dumneavoastră ați votat ordinea de zi și acum vreți să vă ascultăm. Nu. Vreau să... Deci voiam să intervin, nu... A, bun, deci ordinea de zi ați votat-o, ca exact, să consemnăm. Exact, ordinea de zi. Bun, și acum vă dau cuvântul, poftiți. Așa este. Deci, ca să fim mai operativi, așa, cred că trebuie să procedăm ca atare. Ați studiat materialele, dar dacă le-ați studiat, hai să trecem mai și rapid. Și mai ales că le-am dezbătut direct. Exact. Ședința pe comisie, nu numai că le-am... Nu, dar spus în sensul că se gândea la o altă completare, care de fapt nu-i bun ce s-o s-a fermat. Ieri nu s-a... Nu, contează, trebuie să-mi dea măcar două beri, când am recunșit și aici, dar... Dar am văzut și dicția, și... Nu, se gândea și nu la rândul președinte. Nu, eu nu o să fac. Poate să vă fac o injecție cu mașina de cusut. Da. Suntem de acord cu cele propuse de domnul consilier Cotescu? Eu vă spun doar o singură mențiune, că lista cu solicitanții de locuințe ANL care a fost aprobată sau care li s-a aduce spre aprobare astăzi conform criteriilor cadru de aprobare, nu a fost depusă ieri la comisici. Da. Eu sunt în aceste condiții nevoit la punctul respectiv, când ajungem, să îi dau citire. Iar dacă la celelalte puncte luăm pe rând, că trebuie să le votăm pe rând, dacă suntem de acord cu aceste mențiuni. Da, de acord. Sigur. Bun. Vă rog. Înțeleg că vreți să intervenați la punctul 1. Da. La punctul 1, domnul primar solicită să aibă posibilitatea să facă câteva mențiuni. Da.
Sunt nevoie să fac câteva mențiuni, așa cum am spus și ieri în comisie, doar de faptul că acest material filmat va ajunge și îl vor vedea cetățenii. Respectiv, trebuie să prezint situația ultimilor 5 ani de impozite și taxe la Sănii Moldova, în sensul în care până în 2015, 2013, 2014, 2015, mă refer strict la persoane juridice, pentru că la persoane fizice nu am adus modificări la impozite și taxe, ca să știe cetățenii noștri, mă refer la impozite și taxe pe clădiri. Pentru cunoștința cetățenilor și a întreprinzătorilor din Sănii Moldova, în 2016, impozitele și taxele au fost reduse de la 1,3% raportat la valoarea de evaluare la 0,2%, respectiv cel mai jos posibil. Din această cauză, această decizie a făcut ca veniturile la bugetul local să scadă de 7,8 ori. Respectiv, noi avem, practic, în situația asta, noi nu avem de unde să ne acoperim nici măcar cheltuielile de curent și de utilități pentru școli. Trebuie să conștientizăm că dacă primăria Târgu Ocna are 1,3, dacă primăria Comănești are 1,3, mă refer la oraș, dacă primăria Dărmănești are 1,3, atunci 1,3 ăsta reprezintă probabil un procent prin care se poate dezvolta comunitatea. Faptul că astăzi avem 0,2 și noi am propus 0,6, respectiv mai puțin de jumătate din 2015. Este un respect, o formă de respect, ca să nu aducem un șoc întreprinzătorilor noștri, în sensul în care, dacă în 2015 n-a comentat nimeni nimic și toată lumea și-a plătit, care și-au plătit impozitele și taxele, că nu vor fi executați sau cum se vor găsi metode să recuperăm acești bani, noi considerăm că era corect ca în 2017 să avem doar cu 20% mai puțin, nu 50%. Ieri, în comisie s-a discutat și noi am fost de acord că 0,6% față de 1,3% cât a fost în 2015 este un prim pas în regularizarea, în aducerea impozitelor și taxelor acolo unde este normal. Noi credem, așa, punctul de vedere al nostru este că o reducere de 20% față de celelalte impozite din prejur este un gest pentru întreprinzătorii noștri să vină să investească și pentru cei locali. Dar impactul îl vom vedea la sfârșitul anului 2017. Din această cauză am făcut aceste precizări tocmai ca cetățenii noștri să știe că anomalia care s-a produs în 2016, dacă o perpetuăm, atunci vom ajunge să falimentăm primăria, ca să fiu mai exact. În orice comunitate, din impozite și taxe se plătesc principalele cheltuieli ale comunității. Și mai fac o precizare referitor la taxa pe deșeuri menajere, care este foarte, cetățenii trebuie să știe, foarte discutată și mă bucur că în sfârșit, în 2016, s-a ajuns ca să existe dezbateri publice pe aceste taxe. Am avut și la Cireșoaia, și la Cerdac, și la Sănic întâlnire cu cetățenii, am discutat cu cetățenii și cred că faptul că ne aliniem la legislație, respectiv taxa de salubritate se încasează per persoană, este o normalitate, trecem de la gospodărie la persoană. Știți foarte bine că o gospodărie avea o persoană, o gospodărie avea 7 persoane și ei plăteau la fel, ceea ce nu este echitabil pentru familia compusă dintr-o persoană, respectiv plăteau 13,5 și acum vor plăti 9,5 mai puțin cu 4 lei. Respectiv ne aliniem la această normalitate care există în tot județul Bacău. Nimeni nu mai încasează taxele de salubritate pe gospodărie. Și doi, această posibilitate ca pe parcursul evoluției anului acestor taxe să vină cetățenii cu probleme sociale, cu probleme de imposibilitate de a plăti din diferite motive obiective, bineînțeles că alea subiective nu le putem lua în calcul, să venim în fața dumneavoastră și să acordăm o reducere
familiilor, persoanelor care merită să primească această reducere. Și eu vă asigur că după ce trece anul 2017, vă voi prezenta foarte clar ce înseamnă salubritatea la SNI Moldova, ce înseamnă costurile, ce înseamnă veniturile și cu precizarea că de la 1 ianuarie am cerut firmei Utilprest, care se ocupă de salubritate, ca deșeurile menajere care sunt rezultate din stațiune de la primărie la deal să fie cuantificate separat pe bonuri de tonaj, în așa fel încât la sfârșitul anului să știm câte deșeuri menajere au produs persoanele fizice, mă refer, de la primărie la vale, pentru că firmele plătesc direct, știți foarte bine, și câte deșeuri menajere s-au produs de la primărie la deal. Această situație la momentul ăsta nu am avut-o, respectiv nu am putut să facem o analiză dacă din costurile care vom încasa din taxa specială, și aici subliniez taxa specială la SNI Moldova de la 1 ianuarie propusă și sper că ați fost ieri în comisie de acord cu ea, sigur, dar astăzi sper să o votați, este un leu pe zi de fiecare turist în fiecare zi, turist care are mai mult de 14 ani. Respectiv, din acești bani noi trebuie să plătim aceste gunoaie, să întreținem zona de parcuri, zona de izvoare, ca să putem să creăm un echilibru între cel care produce și cel care plătește. Noi sperăm că această metodă să fie echilibrată. Oricare variantă dezavantajează sau avantajează anumite categorii, noi știm acest lucru. Eu vă asigur că vom face tot. Este o muncă suplimentară la noi, la primărie, să analizăm aceste cereri, să le trimitem de la asistență socială, să analizeze, să luăm puncte de vedere până venim în Consiliul Local, dar merită pentru cetățenii noștri ca să putem echilibra această situație. Atât am vrut să precez, dacă sunt ceva întrebări. Sunt comentarii. Vă rog. Consilierii PSD au hotărât să voteze împotriva acestui proiect. Totuși am putea vota cu acest proiect dacă s-ar produce unele modificări. Și anume, la capitolul 8, alte taxe locale, numărul 1, taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice, da, să rămână aceleași prețuri ca în anul 2015. Și la punctul 5, taxa de parcare să fie desfințată cu totul. Bun, la capitolul 8, da. La capitolul 8, aseară am discutat, era vorba de... Să rămână ca în 2015, asta este propunerea. Bun. Este la momentul acesta formatul de final, formatul final, aseară am dezbătut în comisie aceste lucruri. Formatul final este 7, este 3 lei, a rămas ca anul trecut pentru cărți, da? Asta e la varianta. 40% sau. Bun. Teren, activități, 105%. Sau. Bun. Taxa de vânzare produse s-a scos de tot. În varianta de astăzi, pentru că taxa de vânzare de produse intra cumva în conflict cu taxa de activitate sezonieră și taxa de activitate ocazională. Respectiv, în ultimul format, domnul consilier, avem o taxă de activitate sezonieră, care aseară am mult discutat-o, care am convenit să fie 7 lei mai ieftin decât anul trecut, până la 5 metri pătrați. 7 lei, ba mai mult, dacă atunci erau 8 lei, anul trecut a fost 8 lei. Dacă a fost 12 lei. 12 lei. Nu că a rămas la fel, este mult mai mică. Acum este 7 lei pe primii 5 metri, plus 5... Nu, să fie cât a fost. Păi nu, dar dacă e mai mică, dacă noi am propus să fie mai mică, deci, ca să-i stimulăm. Diferența este că s-a diferențiat. Deci, domnul consilier, sunt mai mici sau nu mai... Nu, numai puțin. Taxa sezonieră este mult mai mică, pentru că ăla își închiriază pe 3 luni de zile și vom avea în fiecare zi acest serviciu și el plătește în fiecare zi, respectiv 7 lei pe zi, plus 5 lei pe fiecare metru, ce depășește 5, plus 3 lei ce depășește 10 metri. Adică, noi am calculat, domnul doctor, am calculat așa,
că maxim 900 de lei pe lună va fi 6 metri pătrați, ca să știți de aseară, că noi aseară am vorbit în jur la 6 metri pătrați. 6 metri pătrați într-un, dacă e taxă sezonieră, va fi 900 de lei. Dacă este taxă ocazională, care este la punctul următor, ocazional, aia este 18 lei pe zi, respectiv 10 lei pentru fiecare care depășește. Deci în medie este 14. Deci înainte erau amândouă 12 lei. Acum taxa pentru activități sezoniere s-a făcut. Nu, este tot 12 lei. 7 plus 12 plus 18, 20. Deci împărțit la 2 este 2. Media, domnul doctor, este tot 12 lei. Dar ce am făcut de data asta? Ca să nu vină numai sâmbătă și duminica când avem evenimente și să nu avem luni, marți, miercuri, joi, vineri pe nimeni care să furnizeze aceste servicii, mă refer la, și la alimentație publică, dar și la non-alimentare. Zice că îți faci un punct de ceva, de, nu știu, de joc pentru copii sau ceva. Atunci am încurajat să închirieze sezonier. Și atunci el iese mai bine decât dacă ar închiria în fiecare weekend. Acum vom vedea reacția întreprinzătorilor. Dar dumneavoastră ați făcut calcule la propunerea inițială. Eu am făcut și aici am văzut crescut cu 105 la cadrul. Asta a fost propunerea inițială, domnul doctor. Nu, a fost, înainte de discuția de aseară a fost asta. Înainte de dezbaterea publică. Respectiv, domnul doctor, unde scrie 5% s-a scos această taxă, unde scrie 40% s-a scos această taxă. Da. Și mai avem o propunere. Așa. La punctul 5, același capitol, taxa de parcare. Să fie desfințat cu tot. Păi este desfințată taxa de parcare. Să luăm exemplu orașelor civilizate. Nu a meschinilor, cum Moinești, Dărmănești, Iași. Să luăm exemplu dintr-un oraș civilizat, unde cetățenilor le place să trăiască, unde turiștilor le place să meargă. De exemplu, la Budapesta, parcările sunt publice, sunt gratis. Exclus. Hotelurile au parcările lor și ale lor, da. Și fac ceva. Domnul doctor, oriunde te duci în lumea asta, oriunde te duci, în centru orașului plătești parcare. În taxele aferente, în taxele, noi ce am făcut, am propus la dezbatere să fie 60 de lei, indiferent dacă are garaj sau nu, mă ne referim la cetățeni. Să împărțim această taxă de parcare, să o discutăm separat. Într-un final, pentru că lumea a spus, eu am garaj, am parchez în curte, am fost de acord și v-am propus și dumneavoastră ați fost ieri de acord să se plătească doar taxă de parcare în domeniul public. Respectiv, toți cetățenii noștri care locuiesc în Sănii Moldova și au mașină, vor plăti taxe de parcare doar dacă nu au loc de parcare în curte sau garaj. Ca să fie o echitate între ăla care a plătit pentru garaj, care l-a amenajat sau ăla care deschide poarta și plătește concesiune, ce mai este, sau cetățean de pe Valea Sănicului care deschide poarta și parchează mașina în curte, dar pentru cei care nu au cum să parcheze în curte sau nu vor, atunci am spus să fie 60 de lei o taxă de parcare în domeniul public. Respectiv, dacă eu vreau să parchez mașina în fața casei și ocup domeniul public, este corect să vin când mi se impune, când dau declarația pe proprie răspundere, spun parchez pe domeniul public. Am plătit 60 de lei și este echitabil față de cel care are garaj sau parchează în curte. Și cu asta am încheiat la persoane, la cetățenii noștri. Referitor la taxa de parcare în stațiune, eu am propus și vă rog să acceptați să fie 3 lei pentru următorul argument. Nu este o parcare pe fundul Romeului. Este o parcare care beneficiază acest cetățean de festivaluri, de concerte, deci este în parc care este gratis, beneficiază de izvoare de apă minerală, care știți foarte bine că trebuie amenajate și vă promit că vor fi amenajate din aceste resurse, beneficiază și de curățenie și de întreținut parcul și de celelalte. Noi nu putem să acceptăm în momentul acesta ca din banii care îi strângem de la cetățeni pe Valea Stănicului să rezolvăm aceste probleme. Este corect ca cel care beneficiază
Și nu mă refer la turistul care se cazează la hotel, mă refer în principal la vizitatori. Pentru că noi avem aici un specific, că vara vin foarte mulți vizitatori riverani, Bacău, Onești, Moinești. Doamne, coboară soțul, soția și copilul, beneficiază de toate aceste facilități. Noi am crezut că este de bun simț să fie 3 lei. Și argumentația că nu mai mult de 10 lei în zi este sănătoasă, în sensul în care ar trebui să iei 30 de lei, adică este foarte mult. 10 lei dacă stă 12 ore în stănic și beneficiază, se plimbă, sau ce, mie mi se pare că este în regulă și asta este argumentația. Am făcut niște calcule foarte exacte. Spre exemplu, dacă dăm această parcare prin SMS, avem un cost în jur de 50 de bani, care îl pierdem, în sensul în care firma care ne pune la dispoziție infrastructura necesară, rămânem cu 2,5 ron. Dacă am pune, cum a fost până acum, să elibereze etichete, un angajat de la Util Prest, vă dau raportul la Util Prest care a ieșit pe pierdere pe această activitate. Și argumentul este că de aici până la camping sunt 2 km și este foarte greu ca o persoană, un angajat, să urmărească cine parchează, cine pleacă, să facă naveta la deal la vale. Noi sperăm ca oamenii care vin să aibă conștiință și să citească afișul ăla, că este parcarea prin SMS, să trimită un SMS și noi vom monitoriza, oamenii noștri doar vom monitoriza această activitate. În schimb, vom pune și un punct în care se pot vinde aceste etichete ca cei care nu vor să trimită SMS și vor să-și cumpere bilete, să oprească la autogară, sperăm noi să găsim un loc acolo, unde să-și poată procura un tichet pentru o oră, pentru două ore, pentru trei ore, pe care îi scriem ora și îl va afișa. Mie mi se pare echitabil și pentru întreprinzători. În sensul în care, dacă un întreprinzător are parcare privată, ne uităm de aici la deal că unii au, nu este corect ca ăla care nu are parcare privată să nu plătească nimic și ăla care are parcare privată să plătească impozit pe parcare poștere și pe celălalt. Atunci, ăla care nu are parcare privată și vrea să închirieze un loc de parcare de reședință, am pus 350 de lei pe an, care înseamnă un leu pe zi. Adică, este mai indicat. Dau un exemplu, Vila Pufuc, este cea mai aproape de noi aici, care nu are niciun fel de parcare privată. Teleconstrucția are, dar nu parchează la subsol, că au niște locuri de parcare la subsol. Bun, și Teleconstrucția, nu contează cine. Eu încurajez pe vecinii noștri și pe întreprinzători să se gândească așa, doamne, îl las pe turist să plătească 10 lei pe zi, că noi ar trebui să-i luăm turistului și nu marchez aici parcare, sau plătesc eu 10 locuri de parcare, care înseamnă, repet, un leu pe zi, și am parcarea mea privată care va fi marcată și va scrie rezervat. Și atunci, anul acesta, la fel, este un prim an în care vom face o monitorizare a acestor activități, dar ne dați și nouă posibilitatea. Pârghile necesare, votul dumneavoastră ne oferă pârghile necesare executivului să acționeze. Nu este, uitați, coroana Moldovei, dau un alt exemplu, da? Care nu are niciun loc de parcare și ocupă de foarte multe ori accesul către celelalte obiective. Adică este normal să reglementăm acest lucru mai devreme sau mai târziu. Acum îl reglementăm doar în taxe. Eu vă promit, în schimb, că pe toate proiectele care le vom avea, vom gândi locuri de parcare riverane cu hotelul. Adică să fim respectuoși față de întreprinzătorii noștri, le amenajăm și atunci îi și obligăm să le plătească. Până atunci nu putem să îi obligăm, suntem în situația să lăsăm la latitudinea dumnealor dacă taxa de parcare plătește turistul sau plătește întreprinzătorul lângă care este obiectivul respectiv. Pentru cei care vin din Cerdacire și aia, poți să vorbeau de vehicule care vin cu diferite probleme. Parcarea gratuită. Parcare gratuită. Parcare gratuită, vom găsi niște vignete. Și aici vă întreb, domnul consilier, este corect să nu plătești niciun fel de parcare? Adică nici măcar 60 de lei. Dar să vii să beneficiezi de toate facilitățile din orașul său. Punctat. Deci el vine cu diferite probleme. Vine la primul. Bun, dar nu plătește taxe. El este dintre cel care nu plătește niciun leu parcare la stănic. Cum ați cerut la punctul 1, cred, da? Cred că așa e bine, da. Ar fi corect să-i dăm mai departe și gratuitate. Aici este întrebarea mea. Anul acesta propunerea este gratis. Dar la anul trebuie să ne gândim foarte serios. Pentru că
noi va trebui să amenajăm parcări, să le întreținem, să le curățăm și atunci un minim. Și ce a spus dumneavoastră că 140, 120 la Mâinești și 140 la Comănești? Eu vă spun cu mare sinceritate că știu această localitate. Și este necesar ca aceste parcări să fie întreținute și este necesar ca acești bani să fie dați. Anul acesta este gratis. La anul vom face o analiză și vedem dacă vom introduce. Și nu este gratis pentru că cetățenii sau nu sunt de acord, ci pentru că am fost eu personal și echipa care a lucrat la acest proiect sensibilizați de cei care plătesc garaj și au parcare în curte. Probabil la anul o să facem o taxă și celor care au garaj le dăm o reducere. Păi adică vom găsi o formă, dar anul acesta răspunsul este că... Exact de lucrul ăsta, da? Am făcut gândirea în sensul că el plătește, știu, în domeniul public un spațiu. Cel care are garaj în curte plătește taxe și impozite. Plătește impozite pe teren? Pe teren. În cazul ăsta ar trebui scutit ca să mai plătească, știu, pentru 15 minute cât stă la Spiridon sau pentru 15 minute cât stă la primărie ca să... Da, dar dacă vine la spectacol și stă o zi și blochează un loc de parcare lângă vin, 20 de mașini de la Cireșoaia, de la Cerdac, parchează lângă parc frumos și beneficiază de toată... De toate spectacolele. Cum ar primi parcarea, plata parcării, bilet de intrare la spectacol? Domnul doctor, analizăm. Anul ăsta este gratis. Nu. Anul acesta este gratis. Ăsta este răspunsul. Trebuie gratis pe orice public, un loc public în care nu încalcă legea circulației. Bun, este foarte delicat, pentru că la noi în Sălim Moldova, în zile de vârf, este foarte greu să parchezi fără să încarci legea circulației. Să umpli locul. Poliția locală va strânge bani. Bun, vorbim despre... eu cred că okay. Nu fost suficient. Cu amendamentele. Cu amendamentele care le-ați... Eu mai am ceva de spus, vis-a-vis de taxa de stațiune de un leu. Sunt mandatat de întreprinzător de turism, care și-au exprimat dorința. Nu suntem de acord cu această taxă, atâta timp cât nu s-au luat în evidență toate obiectivele de turism din oraș, pentru că în condițiile astea vor... plătit cei care sunt deci din sus de primărie și restul rămân un om în vedere Baiana Verde sau Montana. Sunt alte unități care nu plătesc niciodată, nici și multe alte impozite. Așa că noi nu avem deci să suportăm doar noi pentru ei și voi fi împotriva acestei taxe, care este cea mai mare care am auzit-o în România. E adevărat că dreptul Consiliului Local este să realizeze taxa care și-o propune, dar consultați alte stațiuni să vedeți cum este asemenea taxă de un leu pe zi la fiecare turist. Noi avem turiști care stau. Vedeți-vă că sunt turiști necăjiți, bătrâni, vin în stațiune la tratament, nu sunt oameni care dispun de bani, vin pe 15, 17, 18 zile. Pentru el 180 de lei foarte mult. 17 lei, nu? 17 lei, da. 180 de lei foarte mult. Nu, 180 este foarte mult și nu suntem de acord cu această taxă. Trebuie să o corelăm măcar cu celelalte stațiuni balneare, dacă sunt într-adevăr într-o totul de acord că sunt, e nevoie de bani la nivelul Consiliului Local și sigur că trebuie colectate taxe, dar noi ne-am spus punctul de vedere. Bun. Eu vă spun, am discutat, am fost în vizită la toți întreprinzătorii din Sălim Moldova, majoritatea de categoria asta. Nu am putut să mă duc la cei care au cazare la negru. Dacă... Nu înțeleg cazare la negru. Păi dumneavoastră a spus că aveți, sunteți împuternici de toți întreprinzători. Nu, dar eu am fost aici la urmă. Nu, a spus toți că reprezentați întreprinzători. Bun. Atunci, răspunsul meu este următorul. Noi estimăm că din această taxă vom încasa între 200 și 300 de mii de roni. Dacă dumneavoastră nu vreți să plătiți acești bani, dar vreți activități, însă li vreți să încurajăm turismul. Eu dacă aș fi fost întreprinzător, aș fi spus, da, aș plăti cu plăcere acești bani, pentru că este echitabil, domnul Munteanu, față de ce ați plătit până acum. Faptul că n-ați plătit,
Este realitatea. Domnul primar, vreau să știți că sunteți în eroare, sunt unul dintre puținii care am plătit. Nu, nu. Și vreau să vă spun dacă reprezentați întreprinzătorii, vă spun nu, să le transmiteți. Am spus ce mi-au spus oamenii, v-am spus. Domnul Munteanu. Și vreau să vă spun că sunt cel mai puțin afectat, pentru că lucrez cu o marjă mare de pensionari care sunt scutiți, taxelor. Nu mai sunt, nu mai sunt. Nu mai sunt. Vedeți că sunt și nu mă deranjează atât de mult. Dar haideți să vedem stațiune din țara asta. Nu deci, domnul Munteanu, dumneavoastră, în loc să spune să găsim soluții să încasăm și de la alții câte un leu, dumneavoastră spune să nu încasăm deloc. Inventariați toate... Păi inventariem, dar deocamdată, la momentul acesta, suntem în situația că noi nu ne gândim dacă vom încasa... Bun, dar l-am înregistrat, este corect, este obligația mea să vă dau un răspuns, da? Și răspunsul meu este următorul. Dacă nu contribuim cu minim, un leu pe zi, înseamnă că un cetățean care stă pe weekend două zile va plăti 2 lei. De acești 2 lei va avea un beneficiu. Înainte era 5% din prima noapte de cazare. Mie mi se pare că mult mai costisitor era înainte, pentru că el plătea, stătea două zile la un hotel de 100 de lei cazarea pe noapte, el trebuia în două zile să plătească 5 lei. Acum în două zile va plăti 2 lei. Dacă are 200 de lei cazarea și avem hoteluri, trebuia să plătească 10 lei și acum va plăti tot 2 lei. Mie mi se pare că argumentația dumneavoastră că este cea mai scumpă este total nepotrivită. Domnul Munteanu, nu este, pentru că la Stănii Moldova izvoarele și parcul sunt două obiective care trebuie întreținute. Și un leu pe zi este de bun simț, este cel mai încă am avut propuneri. Să verificați restul stațiunilor din țară, Bavianilor. Să fiți sigur că l-am verificat. Da? Eu am plătit taxă de stațiune. Trebuie să contribuim foarte corect. Și atunci, de ce nu s-au luat impozitul? Știți cât este la Băile Felix taxa de stațiune? Știu. 15 lei, indiferent cât stai. Știu. Și 15 lei, cine stă mai mult de 15 zile la Stănii Moldova? Foarte puțin, domnul. Foarte puțin. Dar gândiți-vă că ăla dă 15 lei pentru două zile sau pentru o zi. Adică este foarte scump. Și mă pare rău că dumneavoastră care veniți din mediul ăsta, sunteți la autoritatea de turism, vă spuneți că e scumpă și așa nu avem turiști și tot încercăm să-i îngrădim cu parcare, cu taxe de stațiune, cu din astea și noi nu le-am oferit nimic până în alta. Și v-am spus, dacă e o problemă așa mare că am ridicat problema, spuneți... Nu, deloc, dar chiar vă rog. Faptul că ați făcut afirmație, două afirmații. Faptul că trebuie bani la stațiune, știu foarte bine, pentru că sunt în domeniul privat și veniți din domeniul privat, știți foarte bine, fără bani nu-ți face nimic, dar în același timp sunt revoltat că nu s-a, cum a zis domnul Județ, a cerut într-o ședință să spună, de când suntem reconstituiți, s-a atras din aerate ceva, de la cei care n-au plătit. M-a spus întotdeauna și la ședința trecută că am primit. El a întrebat, nu eu. Bun. Dacă vreți, facem din la ședința următoare un punct la ordinea de zi și vă dau o informare exactă cum s-au atras din aerate. Dar domnul Munteanu, dumneavoastră ați primit o adresă prin care la anul vom face 18 evenimente la Stănii Moldova? Ați primit, da? Cum au primit toți întreprinzătorii? Eu vă întreb pe dumneavoastră să organizez. Anul trecut au fost zilele Stănicului 7. Anul 2017 vor fi 18 evenimente, cel mai puțin. Dumneavoastră credeți că asta nu este o acțiune prin care noi vom aduce mai mulți turiști? Ca dumneavoastră să aveți, să vă dezvoltați afacerea. Domnul primar, la zilele orașului, cred că am fost unul din cei care am pus umărul așa cât am putut eu. Și vreau să vă zic că, dacă e vorba de zilele orașului sau celălalt... Nu, de 18 evenimente la an. Acele evenimente, să știți că nouă hotelierilor nu ne aduc mari avantaje. Să nu mai organizăm, nu? Nu. Eu vreau să organizați pentru că... Probabil că am mai discutat chestia asta, dacă nu facem reclamă, nu ne știm, nu ne arătăm. Dar problema să nu se considere că noi, hotelierii, suntem foarte avantajați, datorită faptului, vorbesc... Nu, e clar. Datorită faptului că oamenii vin cu pachetul în buzunar și nu intră nici în restaurante, doar la o cafea și la spectacol. Adică, dumneavoastră știți
De-aia eu n-am zis nimic taxa de parcare, pentru că ei lasă gunoaie pe acolo, pe despachiat, așa, că mănâncă în mașină. Dar un leu pe zi, domnul Muntean, un leu pe zi. Până eu mi-am spus punctul de vedere. Bun, am înțeles. Hai okay. Să votăm și... Ok, deci am... cu discuțiile, cu întrebările, clarificările, dacă așa l-ați început sau nu, dacă v-au satisfăcut sau nu, vă supun la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016. Cine este pentru? Deci. Nouă, da? Cine s-a abține? Domnul Munteanu s-a abține. Cine este împotrivă? Patru. Patru, cine? Patru. Da, vă mulțumesc. Înțeleg că întrebările care au fost... Că domnul doctor, cam asta era și concluzia mea, că am discutat degeaba. Da. Băi, vă mulțumesc. Să desfințezi. Nu mai știu să le să fie, să fie la fel, sau să nu mai... Aia la negustor și la taxe de parcare, să se desfințe. Bun. Slănicu, cu parcare. Da, dar de acum să nu mai fie. Nu mai punem nimic. Ah, bun, ok. Trecem la punctul 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli la Sălic Moldova, da? Legat de această rectificare este legată de? Este legată de... S-a primit la bugetul restat 5.000 de lei și trebuie făcut rectificare de fiecare dată când vin. Bun, da, am discutat și ieri. Vă supun... Nu, întâi avizul comisiilor. Favorabil. Da. Mulțumesc. Cine este pentru? Unanimitate pentru. Cine este împotrivă? Cine se abține? Bine. Mulțumesc. Punctul 3. Modificarea programului anual de achiziții publice la UAT Slăric Moldova. Am discutat și ieri, deci nu sunt modificări decât nesemnificative, dar care trebuie consemnate. Avizul comisiilor. Favorabil. Cine este pentru? Mulțumim. Dacă se abține sau este cineva împotrivă. În unanimitate, punctul 3 a fost aprobat. La punctul 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea de contări navete cadrelor didactice. O știți, este o chestiune care se repetă, da? Avizul comisiilor. Favorabil. Așa. Cine este pentru? Dacă se abține sau este cineva împotrivă. În unanimitate, punctul 4 a fost adoptat. La punctul 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea colaborării UAT-Slăric Moldova cu reprezentanța UNICEF România în vederea implementării proiectului O viață fără violență. Deci am discutat în comisii, dacă mai vrea cineva să facă vreo mențiune. E o contribuție modică, proiectul e 15.000 de lei și noi vom oferi o cofinanțare de 1.500 de lei pentru acest proiect, 10%. Da. Avizul comisiilor? Favorabil. La fel. Cine este pentru? Dacă se abține sau este cineva împotrivă. Mulțumim. În unanimitate, punctul 5 a fost adoptat. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind mandatarea domnului primar în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, unde se voteze modificarea și completarea Comisiei de Evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor deșeuri municipale în județul Bacău. Dacă mai vreți să spuneți ceva, domnul primar? Da, aș vrea să spun că este... nu este o reprezentare
așa de simplă, pentru că noi nu avem la momentul acesta un consiliu de administrație la DIS și nu avem un director. O să dească să reprezint eu. E vorba de comisia de licitație pentru noul operator, unde, după cum v-am informat și la ședințele trecute, la momentul acesta operator este Consiliul Județean, pentru că a fost contestată licitația și mai bine poate să mai dureze încă un an de zile. Și atunci, eu sper să reprezint și vă asigur de asta, că nu mă duc acolo să au fost orașele și câțiva membri de la comune în această comisie, o să încerc să obțin cât mai mult pentru cetățenii noștri. În același timp, așa cum toată lumea are dreptul să participe la licitație, este foarte greu de crezut că poți să influențezi foarte mult. Caietul de sarcină acolo ne interesează foarte mult, că pe parcurs evoluției acestui operator să se poată modifica anumite aspecte date de dezvoltarea, date de, spre exemplu, s-a făcut acum 8 ani de zile un caiet de sarcini, care în 8 ani de zile lucrurile au evoluat. Deșeurile sunt din ce în ce mai puține, pentru că este și o normă europeană să reducem deșeurile. În același timp, prețul s-a păstrat. Sau anumite aspecte date de evoluția demografică a localităților. Avem acolo niște puncte că trebuie să plătească la numărul de cetățeni înregistrați în evidențele UAT-ului la momentul respectiv. Este foarte greu să faci dovadă dacă nu locuiesc aici, dar în același timp cert este că noi din 5.169 de locuitori, dacă avem 3.000, să vedem cum vom reglementa acest lucru. Nu am alte comentarii, dacă aveți dumneavoastră întrebări. Sunt întrebări, nu. Avizul comisiilor. Favorabil. Cine este pentru mandatarea domnului primar? Mulțumesc. Cine se abține sau este împotrivă? În unanimitate, punctul 6 a fost adoptat. La punctul 7, ultimul pe ordinea de zi, este proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor rezultate în urma departajării conform criteriilor cadru a solicitanților de locuințe construite de ANL. Vă voi citi lista solicitanților care au primit acces la astfel de locuințe prin îndeplinirea criteriilor care au fost stabilite sau aprobate într-o ședință anterioară. 1. Ganea Andreea Maria. 2. Albu Florin George. 3. Lazar Iulia Georgiana. 4. Muraru Gabriel. 5. Ciovor Alexandra Elena. 6. Luca Bogdan. 7. Radu Mariana. 8. Unguru Andreea. 9. Bulgaru Rodica. 10. Butucaru Nicolae Ionuț. 11. Onciu Gabriel Ciprian. 12. Rusu Maria. 13. Pădurarul Constantin Eugen. 14. Și Loki Andreea Angela. Și este și o listă de solicitanți, a căror dosar fiind incomplet, după cum spune, sau neîndeplinind un criteriu, după cum așa, nu, dosarele deci nu au putut fi validate și nu au primit acces la locuință. Doriți să citesc acest tabel? Ba da, citiți-l, că sunt oameni cu care ne întâlnim. Șandru Mihaela, Leru Georgel, Botezatu Marian, Buzduga Cosmin Dumitru, Scurtu Andreea Claudia, Ababe Gabriel, Matei Marian Cornel, Lupan Tatiana, Sandu Ionuț, Aenoae Gabriel, Călin Ionuț Dragoș, Buțan Constantin Sorin, Birtea Marcel Aurel, Ionel Laura, Scurtul Roxana Iulia, Rusu Mariana Ramona, Cristia Lidia Dorina, Scurtul Simona, Drug Grecu Nicoleta, Bogătoiu Mariana, Matei Crina, Zărnescu Ana Maria,
Secărea Alina Gabriela, Burlă Violeta Andreea, Roșu Ovina. Deci 25 de solicitanți, sau la 25 de solicitanți, nu li s-a putut aproba dosarul din diverse motive, fie că nu era complet, fie că nu îndeplineau condițiile. Sau fie că nu și-au exprimat dorința de a-și renoi celelalte, doar că între timp și-au rezolvat locuința și nu și-au mai renoit celelalte. Și au fost aprobate 14 dosare pe care... Dar vreau să precizez că aceste 14 dosare nu înseamnă că au acces la locuință. Aceste 14 dosare sunt complete și îndeplinesc toate criteriile. Următoarea etapă fiind ca fiecare dosar în comisia de analiză să fie analizat și conform fiecare criteriu să-i se dea un punctaj și în funcție de acest punctaj se va stabili o listă de repartizare a apartamentelor care sunt libere. Deci acum aprobăm doar lista celor ce care eligibil. Au eligibil. Dar cei 14 aleși, pe câte apartamente concurează? Nu sunt aleși. Eligibili. Pe 8 apartamente. Și, dar vor fi, atunci când vor fi date, se vor elibera și celelalte, se va constitui o listă de prioritate și se va ține cont de această listă de prioritate și când se vor repartiza celelalte. Deci vor mai fi respinși. Din 14, 8 vor lua locuințe acum, ceilalți vor duși pe o listă de prioritate și când se vor elibera de apartamente, vom ține cont de această listă de prioritate. Dintre cei respinși, dacă vor să reînnoiască dosarul pentru că aduc noi dovezi că îndeplinesc aceste criterii, fiecare este liber să-și reînnoiască contractul, dosarul, astfel încât noi, când vom mai avea locuințe disponibile, să le reanalizăm și să aibă dreptul să aibă acest acest. Există și locuințe pentru cadre? Cadre? Ce pentru cadre? Grafice? Nu, intră în aceeași. În aceeași categorie. Trebuie să fie timp. Noi avem un singur apartament al primăriei, la momentul acesta în care stau trei cadre, deci doi bărbați și o femeie. Dar nu sunt la anele, iată... Nu sunt. Dar mai sunt și cadre medicale și alte cadre care... Iată, mai sunt două bloguri care urmează să le... Iar aceste nu... Așa este, foarte bine că ați întrebat. Acest punctaj se face... Un doctor care are, acum, terminat rezidențiatul și poate vrea să vină să lucreze aici. Foarte bine. Asta, ANL-ul pentru asta sunt. Asta am plecat să știu ce se... ANL-ul pentru asta este făcut. Încurajați-l să vină, să înceară. Iar cei cu studii superioare au un punctaj mai bun. Cei care au copii au mai întrebat. Poate omul ăsta mă întreabă. Dar nu trebuie să vă justificați, ați întrebat, oamenii încerc să vă dea răspuns. Dar nu, vă tot justificați. Poate asta vreau să vă spun că mai sunt încă două ANL-uri care... Niciodată lista de ANL nu va fi închisă, dar analiza se face treptat, adică periodic, nu se face în fiecare zi. S-a încheiat această analiză, asta este rezultatul. Vă asigurăm că dacă mai reușim să dăm celelalte două scări în funcție cât mai repede, vom face o altă etapă de analiză și atunci sigur că vor fi primiți încă 32. Încă, sigur. Sperăm să avem atâția clienți. Într-o perspectivă foarte rapidă vom pune în funcție și acest lucru. Ok. Dacă mai sunt întrebări pe acest punct. Atunci, avizul comisiilor? Favorabil. Da? Cine este pentru adoptarea acestui tabel? Cine s-a abținut sau este împotrivă? Mulțumesc că în unanimitate de voturi a fost adoptat și acest punct. Acum, la diverse, dacă sunt propuneri pentru... Da, pentru... Nu, avem așa, programul școlar a trimis pentru avizul conform de la inspectorat și după obținerea avizului conform va fi supus în ședința consiliului. Este prealabil avizul. Inspectoratul spune să aprobăm pentru că suntem singurul oate că n-am aprobat pentru acest avizul conform, am transmis. Ați transmis, am transmis pentru avizul conform. În consecință o să aprobăm la ședința viitoare acest propunere de... Nu, în februarie este ultima... Deci, ne-au sunat astăzi să trimitem ca să obținem avizul conform. Este prealabil. Noi nu putem supune în Consiliul Local fără acest aviz conform. Știu.
Deci ei astăzi eu știam că după 20 ianuarie trebuie să ajungă la minister, de aia am întrebat. Dacă dânsii ne dau avizul conform în prima ședință, o să trebuia dat avizul conform de la minister. Nu, termenul a fost 19. Ok, alte subiecte pentru... Da, aș vrea să aduc pentru diverse, aș vrea să vă aduc în atenție, deși nu am făcut o hotărâre să fie adoptat un protocol de colaborare pe care mi s-a propus de către Societatea Ornitologică Română, prin care, să vă citesc aici, este încheiat cu un protocol de colaborare între Primăria Sănii Moldova și Societatea Ornitologică Română cu scopul conștientizării comunităților locale asupra vieții păsărilor sălbatice prin amenajarea unei zone de atragere a păsărilor sălbatice din parcul orașului Sănii Moldova. Ce presupune exact asta? Montarea a două panouri informative cu speciile de păsări ce pot fi întâlnite în parcurile din România, două hrănitori ce vor fi alimentate cu semințe în perioada rece a anului și 15 cuiburi artificiale. Primăria nu trebuie să facă niciun fel de cheltuială, trebuie doar să încheiem un protocol de colaborare. Și dacă sunteți de acord... Orice protocol avem... care îl încheie primăria trebuie comunicat în Consiliul Local. Adică nu putem să încheiem protocol din asta fără să știe Consiliul Local și asta este... sensul în care doamna viceprimară... Pare un lucru banal, dar... E al treilea an când apar rații sălbatici iarna. Foarte frumos. Asta și ar frumos să le... Da, da. Trebuie să le anunțați pe domnul Cotescu. El mi-a zis. Apare... Noroc că a înghețat lacul, că a mâncat tot peștele din lac. Da. Nu, rațele vin de foarte mult timp la Sfânic Moldova, când era lacul pe aici, așa ca o paranteză și fiind vorba de diverse. Ele stăteau o perioadă de iarnă o parte, așa, pe lacul Berci. După ce s-a stricat barajul de acolo, ele s-au mutat pe Albia Slănicului, pe Albia Oituzului, deci pe apele curgătoare, unde apa nu prea îngheață. Așa că rațe avem. Să le luăm taxe de stațiune. Da, să le luăm taxe de stațiune. Ok, supun la vot, dacă suntem de acord cu această asociere cu Asociația Ornitologilor Români. Mulțumesc. În unanimitate, Consiliul a fost de acord. Altă opinie, alt punct de vedere? La Cereșoaia, pe strada Merilor, în zona familiei Luață, Ignat, Botezatul, sunt probleme cu gheața. Știu, izbor, am primit astăzi. Rămân înțepenit de mașinile acolo, cad persoanele, în jură, toți se consilierii primăria, când fac cum se ia măsuri. Bun. Măsuri. Dacă vreți ca toate problemele din localitate să fie filmate, așa ca să facem dovada, eu cred că aș fi receptiv și pentru o solicitare simplă, așa că... Dar aș vrea eu să completez puțin, dacă îmi dați voie. Să vorbesc puțin despre imoralitatea de care a dat dovadă vechea conducere de la OAT Sănii Moldova. Adică, atâta timp cât nu ai avut hotel în funcție și alte... nevoi ca să nu plătești taxe, ai menținut taxele la 1,3 și 1,5 și în anul în care ai pus în funcție obiectivul tău de maximă importanță, ai coborât taxele la 0,2. Această modalitate părtinitoare, prin care pentru interesul personal, fie că este vorba de interesul economic, fie că e vorba de interesul politic, că vin alegerile, care a adus Primăria Sănii Moldova în această situație, este total imorală. Transmit celor care vor vedea acest material că urmează ca eu să dau public și alte acțiuni ale vechii conduceri care au adus Sănii Moldova în situația jalnică în care este. Valea Sănicului a fost abandonată total, n-a interesat pe nimeni că pe strada aia este apă sau nu este apă, este canalizare sau nu este canalizare, ani de zile, ani de zile. Stăm cu becuri din 1970, stăm cu rețele de apă și cu rețele de canalizare. Astăzi a fost control de la mediu la stația de epurare și și-au făcut cruce că suntem singurul OAT care n-a făcut nimic în materie de îmbunătățire a acestor epurării, a stației, a epurării apei menajere. Și nu este corect și nu mă deranjează că colegii noștri consilieri de la PSD au votat împotrivă, dar este un act de lipsă de moralitate și de recunoaștere că fără ca să fim, să conștientizăm
în ce situație a ajuns Stănicu astăzi, nu putem să mergem mai departe. Nu e posibil să spui, nu, toată lumea să nu plătească taxe, eu nu votez dacă plătește lumea taxe. Dar dacă nu se plătesc taxe, domnilor consilieri, din ce vom face noi în comunitatea asta ceva? Când taxa aia reprezenta 60 de lei să parchez în domeniul public, reprezintă 15 bani pe zi. Când în fiecare zi copiii la școală se duc și ocolez mașinile care parchează în domeniul public. Știm cu toții acest lucru. Când numai la Cireșoaia, în satul meu, nu s-a făcut un metru de trotuar în această perioadă. Nu s-a avut deloc în vedere cetățeanul de pe Valea Stănicului și acum venim și votăm. Noi o să ieșim în față mâine, PSD Stănic Moldova, să spună că noi n-am vrut să vă pun aceste taxe. Ăștia sunt imorali și ăștia sunt... Este o lipsă de fair play. Asta este, este comentariul meu care a vrut să-l evit, dar n-am putut, pentru că din punct de vedere politic văd că se lucrează la Stănic Moldova așa... Nu s-a provocat să ne vrem cu vieții de urmă. Da. Bun. Eu vă mulțumesc frumos, vă doresc la mulți ani, sănătate, v-am spus și ieri și vă spun și astăzi, să dea Dumnezeu să fie un an în care fiecare dintre noi, consilieri, cetățeni, să facem aportul la progresul comunității și vă asigur că orice decizie va fi explicată și nu cred că este rău. În același timp, oamenii nu au fost obișnuiți să vină la dezbateri, să comenteze, pentru că le era teamă până acum să comenteze. Adică 5 ani de zile plătești taxe la maxim și nu comentează nimeni și anul acesta, când taxele sunt 50% din 2015, începe lumea să comenteze. Vă mulțumesc! La fel, din partea Consiliului Local, pentru că sunt președinte de ședință astăzi, aș vrea să transmit locuitorul acestui oraș un Crăciun fericit, un an nou bun, sănătate și să ne vedem cu bine la anul. Mulțumim frumos!